De câteva zile în America a pornit un adevărat viral. Cineva a postat o poză animată, un GIF, și majoritatea oamenilor care au văzut-o spun că aud ceva. E bine, dacă o vezi și te concentrezi puțin, chiar o să auzi un sunet. O să-mi spui că vorbesc prostii, dar uită-te și tu și o să-ți dai seama că auzi un zgomot, gen bum, bum, un sunet foarte înfundat, iar după vin cu explicația. Nu toate persoanele sunt capabile să audă acel sunet înfundat, pentru că, normal, nu este niciun sunet în imagine. Dar totul se datorează unor activități neurologice destul de particulare. Totul ține de cum percepe creierul simțurile. Această activitate neurologică se numește sinestezie și apare atunci când un simț este perceput cu ajutorul altui simț. Exact ce s-a întâmplat în imaginea respectivă. Văzul a activat auzul. Când ochii transmit creierului imaginea vibrațiilor din GIF, când stâlpul atinge pământul și imaginea tremură, el anticipează și asociază mișcarea cu un sunet înfundat. Așadar, asociază imaginea cu sunetul unei coliziuni, iar dacă tremurul nu ar exista, nici efectul sinesteziei nu s-ar simți. Sinestezia poate apărea în foarte multe cazuri, cum ar fi când un miros îl asociem cu o imagine, un cuvânt cu un gust, gen lămâie, sau o lumină cu atingere pe corp. Efectul sinesteziei apare din cauza încrucișării rețelelor neuronale, când sinapsele responsabile pentru un singur simț, conexiunile interneuronale, adică zona care transmite informații de la un neuron la altul, se intersectează cu sinapsele altui simț. În acele regiuni cerebrale s-a descoperit o suprapopulare neuronală și când sinestezia se declanșează, s-au observat activități electrice, activități care nu au apărut la oameni care nu au sinestezie. Încă un lucru important, acest efect este unidirecțional, adică dacă imaginea respectivă va reproduce un sunet, acel sunet nu va putea reproduce la nivel neuronal formarea imaginii. Ca să nu vă panicați, să știți că sinestezia nu e ceva rău, nu este o afecțiune neurologică sau psihiatrică, deci să știți că nu sunteți bolnavi sau nebuni. Tot studiile au arătat că persoanele care au sinestezie pot avea un nivel de inteligență peste medie, iar cele mai predispuse persoane sunt femeile. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like și să distribui clipul prietenilor tăi. Dacă urmărești videoul pe YouTube, apasă pe clopoțel ca să primești notificare când punem următorul clip. Mulțumesc!